Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes sau sunteți pasionați, sau la început de drum, sau de ce nu experimentați, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut, este total gratuit. Nu vă costă absolut nimic să vă abonați, nu vă costă nimic să lăsați un like sau un comentariu. Bun. În videoclipul de astăzi, vom, de fapt voi vorbi, vă voi împărtăși părerile mele în legătură cu trei parfumuri. Da? Ați văzut deja din titlu, este acest battle între Ian Pistacio Gelato de la Kayali, la Tafa Affection Love și nu în ultimul rând Hair Pistachio Pistacio de la Paris Corner. Înainte și înainte de toate, de la bun început, dacă uh, iubiți, dacă adorați la Latafa Affection Love sau Cayali Iam Pistachio Gelato, nu știu, poate sunt parfumurile dumneavoastră preferate, poate sunt chiar parfumurile dumneavoastră semnătură. Vă rog din suflet, de la bun început, să nu luați, uh, cum să spun eu, ca un atac personal, părerea mea, în legătură cu aceste două parfumuri. Da? Pentru că o spun a pe a oară, treaba cu parfumurile este total subiectivă, nu toți le percepem la fel, nu toți avem aceleași gusturi, nu pe toți au aceleași performanțe, nu toți pulverizăm aceeași cantitate și etc, etc, etc. Bun! Două minute total la napoda, total pierdute, dar începem cu uh, Latafa la tafa Affection Love. Înainte și înainte de toate, uh, toate cele trei parfumuri, de fapt uh, i-am gelato și la tafa Affection Love le dețin de o lună și jumătate, iar uh, Hair Pistachio are deja o lună. Vă las aici videoclipul cu unboxing și primele impresii. Da? Deci parfumurile sunt para macerate, maturate, oxidate sau cum vreți voi să fie. Da? Bun. La Tafa Affection Love eu îl am în această variantă de 20 de ml de pe site-ul celor de la 12 note. Momentul achiziției a fost undeva la 29,99 de lei, dacă nu mă înșel eu. Da? Am văzut că acum este undeva la 35-36 de lei. Oricum, pentru 20 de mililitri mi se pare un preț mai mult decât ok. Da? Mai mult decât ok. Aceasta este sticluța și am consumat ceva jumătate. Da, am consumat jumătate tocmai în ideea de a putea veni și a vă spune o impresie cât se poate de pertinentă, da? Din nou, în percepția mea. Bun, notele pentru la tafa Affection Love. În vârf avem fistic, alune, muguri de casis, în mijloc lăcrămioare, iasomie și zmeură, iar în bază vanilie și boabe tonca. Cu acest parfum este, dacă m-ați întreba pe mine, un hype total nemeritat. Da? Deci total nemeritat. V-am zis eu că între mine și la Tafa este o relație de love-hate. Una caldă, una rece, mai pe românește. Da, m-a impresionat plăcut, m-a cucerit la Teriac, la ultima lansare. Din nou, aveți undeva pe aici videoclipul. Însă, însă la alte parfumuri nu prea stă bine. Acest affection Love se deschide foarte, foarte săpunos, în opinia mea, foarte verde în opinia mea, pe pielea mea, da? Treptat se încălzește, capătă acel iz fluffy, cum se spune, capătă acel iz de înghețată de fistic. Însă, aici nu pot spune că, bine, ei de fapt nici nu listează acea notă celebră de locum sau rahat turcesc. Notă, acord ce eu una, îl resimt foarte bine, și în iam pistacio gelato, și în original, și mai ales în hair pistacio de la Paris Corner. În Latafa, Affection Love este mai mult cu și despre acea înghețată de fistic, acel is um, fluffy, da, pufos, acel is pufos, mama e de engleză, nu vreau să încep din nou. Um, este vorba de acel ies dar este un parfum, cel puțin chimia pe care o am eu cu el, de la bun început până în dry down-ul final, eu nu pot scăpa de două izuri, și anume, izul acela verde e drept, treptat, treptat se stompează, Însă, îl resim de la bun început până în dry down-ul final. Izul verde și izul acela săpunos nu am idee, mă uit pe note acum, posibil lăcrămioarele, iar da, izul acela verde, nu știu de unde vine izul săpunos, cert e că eu una personal așa îl resimt. La capitolul performanțe, acest affection love, cred că este... Cel mai slab parfum din tot ceea ce am eu de la Latafa. Deci cel mai, cel mai slab. Are deja o lună jumătate, i-am tot dat șanse, l-am tot lăsat liniștit, zic hai că se întâmplă minunea, hai. Nu. Cel puțin pe mine nu se întâmplă nicio minune. Siaj. Hai să nu fiu rea, să zic o oră, dar din nou. Asta este strict povestea mea cu acest parfum, da? Poate voi faceți parte din categoria norocoaselor care aveți și siaj 2-3 ore și persistă toată ziua. La mine nu există uh, siaj sau persistență în legătură cu acest parfum. Siajul, după cum v-am spus, hai să spunem o oră, dar nu este o oră, deci nu este o oră, iar ca persistență, țineți-vă bine, 3 ore. Da? Hai să zic un patru ore, dar mai mult de 4 ore affection, love pe mine pur și simplu nu duce, da? Deci pur și simplu nu stă. Nu stă sub nicio formă. Ca miros, um, e o treabă cu dute vino. Acum, dacă voi vreți acel parfum cu un fistic wow, în opinia mea este... Elisab Girl of Now, da, acel fistic, wow, însă, dacă vreți acea înghețată de fistic, cum să vă zugrăvesc eu o imagine, da, deci pur și simplu, acum când am mirosit, fix treaba asta o, o văd în fața ochilor. Este ca și cum ai acel cornet cu înghețată de fistic, dar peste care, și o să sune foarte dubios, dar pur și simplu mirosul ăsta, da, aici mă duce cu gândul, acea înghețată cu fistic peste care pur și simplu razi săpun. Da? Deci asta resimt în Affection Love. De aceea mi-am și achiziționat varianta de 20 de mililitri pentru că am zis nu, la ta fatu mi-ai făcut multe în ultimul timp. Hai să stăm cu minți și să nu ne aruncăm la sticla full size. Dar ca profil, ca miros, nu ca profil, este foarte, foarte slab, foarte firav. Cred că e genul acela de, de parfum ce s-ar face remarcat probabil la 35 de grade, 30 de grade plus, da, în toiul verii. Mai am jumătate din el, o să țin de el și o să-i mai dau o șansă în plină vară. Poate atunci nu știu, poate atunci strălucește, poate atunci de fapt e momentul lui și eu sper la minuni de acum și nu e cazul. Dar pe ansamblu, la tafa Affection Love pentru mine și pentru ceea ce prefer eu și ceea ce caut eu într-un parfum, nu este ceea ce trebuie. Nu. Dacă ar fi să-i dau o notă din nou cu scuzele de rigoare, poate este parfumul dumneavoastră semnătură ar fi un 4 din 10. Deci mai mult de 4 din 10 nu pot sub nicio formă. Nu. Nu e ceea ce trebuie. Dar dacă cu dumneavoastră, nu știu, are altă chimie, oricum chiar sunt foarte, foarte curioasă și chiar aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Da? Pentru mine, la Tafa Affection Love, nu știu, și din nou, exact cum v-am mai spus la în videoclipul acela cu uh, Badea, Lud, nu mai știu, vă las aici videoclipul, varianta aceea roșie, da? Nu mai știu, sublim, sublim, gata. Uh, la fel cum mi s-a întâmplat și cu sublim. Deci pe sublim cred că l-am ținut o lună și o lună jumate, o lună și trei săptămâni, l-am acerat și tot degeaba. Deci degeaba, degeaba. Are, nu are putere, nu are intensitatea pe care mi-o doresc eu de la un parfum. Bun. Trecem acum și la OG, da? Caiali Ian Pistacio Gelato. Da, eu am această variantă și știu. Am uh, deschis cutia, acum nu trebuie să o deschid. Am această variantă de 10 ml de pe site-ul celor de la Sephora. Sunt fiartă pe sticluță, da? Deci, sticluța mi se pare foarte, foarte faină. Foarte faină. Și am consumat ceva și din el, din nou, pentru a-mi pentru am putea face o părere cât se poate de elocventă, da? Să vin să vă spun ceva concret, nu bălării. La IAM am gelato 33, în vârf avem fistic, înghețată, bergamotă, alune, rom și cardamom. În mijloc, lăcrămioară, pară, iasomie, mușcată, bujor, smeură, piersici albe, iar în bază, frișcă, marshmallow, vată de zahăr, boabe tonca, locum, rahat turcesc, lem de santal, cacao și cedru. Cu iam PISTACHIO gelato, Este diferență față de um, affection love de la latafa din start, da, dacă affection love are acea deschidere foarte verde în opinia mea și foarte săpunoasă ca ialia în pistachio gelato are acel iz verde, însă de-abia acum. Resimt la adevărata sa intensitate cardamomul de aici, da, este un verde cu cardamom și cu un fin fin de tot iz buzii. Așa este deschiderea lui IAM PISTACHIO GELATO pentru mine. Bun. Are și acel iz de înghețată cu fistic. Nu pot spune treaba aceasta însă eu resimt, cel puțin pe pielea mea, se dezvoltă un acord floral ce pentru mine pur și simplu taie parfumul, da? Deci eu personal nu sunt nas, nu sunt parfumier, nu sunt absolut nimic, dar are acel ceva ce mie nu-mi place. Pur și simplu, după deschiderea care mi se pare foarte ok în comparație cu Affection Love, strict în comparație cu Affection Love, pur și simplu îmi taie nasul acel is floral. Și mă mai uit dată la note și văd aici lăcrămioară, iasomie, mușcată, bujor. Ei bine, dacă aș fi resimțit treaba aceea cu bujorul, cred că ar fi reparat cât de cât situația. Însă nu resimt acordul acela de bujor Știți că îmi place nota de mușcată În anumite parfumuri În anumite combinații Însă din nou Aici în Pistachio Gelato 33 Tind să cred că Izul acesta floral ce mă izbește și nu îmi place Este fix acea mușcată Pentru că Lăcrămioara, în opinia mea, îi lasă acordul acela verde, iar Iasomia nu este atât de wow încât eu să o pot percepe. Dar este o floare foarte urâtă pe care eu o resimt în acest parfum. După ce trece și treaba aceasta, cu partea aceasta florală, care mie nu-mi place sub nicio formă, din nou. Dacă parfumul dumneavoastră preferat este fix acesta sau este parfumul dumneavoastră semnătură, nu luați ca un atac personal părerea mea. Da? Din nou, este pur și simplu istoria mea, experiența mea cu acest ian PISTACIO gelato. Da. Începem să. Um, ajungem și la partea aceea gurmandă, treptat, treptat. Însă, dacă vă așteptați la acel gurmand care pur și simplu să vă provoace papilele gustative, eu personal nu regăsesc acel gurmand wow în acest parfum. Da? Din nou. Nu pot resimți izul acela de vată de zahăr, pot simți duo-ul frișcă marshmallow, însă nu este ceva, cum să zic eu, din nou ajung la aceeași treabă că suntem diferiți și avem gusturi diferite. Când e vorba de un gurmand, da? eu am alte pretenții, eu sunt obișnuită cu alt tip de gurmande, da? de parfumuri gurmande. Poate din nou, voi resimțiți partea aceea gurmandă din plin. Ei bine, la mine nu. Deci eu nu resimt izul acela gurmand atât de puternic cât m-aș fi așteptat eu. Dar, pe ansamblu, cum să zic, se resimte și acel iz de cacao, însă este foarte, foarte fin. Foarte fin. Acordul acela care am descoperit că îmi place foarte mult și anume de locum sau rahat turcesc aici nu l resimt, deci nu l resimt. Nu nu este ceva distinctiv, nu este ceva care să mă izbească, nu este ceva care să mă învăluie. Nu sub nicio formă. Și în momentul de față o secundă. Da, în momentul de față este extrem de asemănător cu Affection Love de la Latafa. Însă, când spun extrem de asemănător, îl pot duce ca o comparație la un 97% asemănător în momentul de față. Cu toate că, deci de cât timp, vorbesc eu de 18 minute, și deja Affection Love se stinge foarte, foarte puternic pe mine. Deci, foarte, foarte mult s-a domolit și s-a să acest parfum. Foarte mult, extrem de mult. I-am o gelato? Nu, dar um, resimt, cum să zic eu? ca o dulceață aerată. Este foarte, foarte aerat. Gata, ăsta este cuvântul. I-am o gelato 33 de la Kayali. Um, posibil din cauza aceasta nu prea este, nu prea îl prefer, da? Nu prea pot spune că îmi place și vai de mine. Nu. Eu, de felul meu, v-am mai spus în foarte multe videoclipuri, mie îmi plac parfumurile acelea puternice. Chiar și vara, chiar și nu știu cum să zic. Există și parfumuri mai devreme caldă, dar foarte puternice. Ei bine, i-am pistacio gelato, pe mine nu. Pe mine nu are această reacție, nu face această chimie, este foarte, foarte aerat și pufos. Foarte aerat și pufos. Nu este la fel de să săpunos precum Affection Love de la Latafa în momentul de față. Resimt ca și cum se îmbogățește dulceața aceea, dar când spun dulceață pot spune că aș pune degetul pe cacao, boabe tonca, vată de zahăr, frișcă și marshmallow. Cam asta este dulceața ce o resimt eu, dulceața aceea finală, da? dulceața din dry down-ul final, partea gurmandă din ea, pistacio gelato, asta reprezintă pentru mine ca performanțe, să zic că are un siaj de, din nou, o oră jumătate, hai să spunem două, iar ca performanțe maxim, maxim 5 ore. Din nou, maxim, maxim 5 ore și din nou vă spun și el are o lună și de când la. am. Da? Deci, pentru mine, nu știu, nu este ceea ce trebuie din nou, cu scuzele de rigoare, știu de exemplu Mihaela Vâlcu, îi place foarte mult Ian Pistacio Gelato și știu că pe ea are performanțe bune. Eu nu fac parte din această categorie de norocoase. În momentul de față îmi place foarte mult dulceața, îmi place cremozitatea care o are, însă din nou, nu este intensitatea aceea pe care eu mi-o doresc de la un parfum. Nu este. Nu sunt eu în zona lui. Ce pot să spun mai mult de atât? Ultimul, dar nu cel din urmă, este Hair Pistachio de la Paris Corner, care vine în această cutiuță. Și v-am făcut din nou, vă las aici unboxing-ul și primele impresii și sticluța este aceasta. Da? Genul de sticluță care a mini mi și atât s-a băut din acest parfum. Da? Atât s-a băut. Iar Hair pistachio pentru mine este fix ceea ce trebuie. Da, o să spuneți pe da, normal că îți place că tu ești colaboratoare Dubai Collection. Acest parfum a fost achiziționat din banii mei, da? Um, în momentul în care l-am achiziționat, am ach... de fapt am achiziționat două, unul l-am făcut cadou și acesta a fost pentru mine, da? Deci toate, ambele parfumuri, Hair Pistachio, ce mi-au trecut prin mână de la Dubai Collection, sunt achiziționate din banii mei, da? Nu mi l-a trimis Dubai Collection uh, hai roșii tu un hair pistaciu și apucă-te să vorbești despre el. Nu. Sunt bănuții mei și a revenit pe stoc da? Nu uitați de roș 25 pentru 5% discount la absolut orice achiziționați de pe site. A revenit pe stoc și cu siguranță este pe lista de backup-uri deja. Da. Este Haideți să vă spun întâi notele și pe urmă îl disecăm și pe el. În vârf avem fistic, înghețată, bergamotă, alune, rom și cardamom. În mijloc, lăcrămioare, pară, mușcată, iasomie, bujor, zmeură și piersică albă. Iar în bază, frișcă, marshmallow, vată de zahăr, boabe de tonca, rahat turcesc, locum, adică lemn de santal, cedru și cacao. Dacă faceți, v-am mai spus eu și în videoclipul în care v-am făcut unboxing și primele impresii, dacă faceți o paralelă între notele lui Hair Pistachio de la Paris Corner și Ian Pistachio Gelato, veți observa că de fapt sunt aceleași, aceleași note. Însă, mirosul, cel puțin pentru mine nu este identic și vă explic imediat în ce sens, în ce sens nu este identic. Da, deci acesta l-am pulverizat și mâna mea este aici, da, ca să înțelegeți distanța și pur și simplu îl simt. Este primul parfum ce îl pulverizez și îl simt în această încăpere, da? Primul din toate cele trei. Da, așa, da. Uh, hair pistachio, pentru mine, e genul de <coughs> parfum, genul de aromă de purtat în orice sezon. V-am mai zis eu, precum anvelopele, da? All season. Oricând aș face baie în Hair pistachio. Oricând. Uh, chiar și acum, chiar și la vară, voi face baie în el. De aceea spun că, dacă tot am ajuns aproape la jumătate cu el, mai am nevoie de o sticluță acum cât este în stoc și o să fac o nefăcută și o să vă vând un pont. De fapt, vi-l dau total gratuit. Stați cu ochii pe site-ul celor de la Dubai Collection, deoarece fix în aceeași prezentare, știți, este acest hair pistachio, mai este acesta uh, hair simplu, îl am și pe acela, știu, mi-ați cerut și pe grupul meu de Facebook, Freak Family, să vorbesc despre el. Urmează să vorbim și despre acest Hair și și în același ambalaj, da, precum Hair Pistachio și Hair va apărea cât de curând un parfum inspirat tot din ceva de la Kayali. Și mai mult decât nu vă spun. Da? Nu vă spun. Stați cu ochii pe site, uh, oricum contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freak Family. Imediat ce aflu mai multe chestii treburi socoteli, dau de veste. Și de asemenea, ar cam trebui, eu acum când filmez acest videoclip este marți, fac tot posibilul ca voi să-l vedeți tot astăzi, trebuie să ajungă Rogue Perfumes și Uleiurile Ud Darabi, London. Și dacă ar fi să le pun în ordinea cronologică, ar fi întâi uleiurile Ud Darabi, din ce mi-aduc eu aminte că am discutat, întâi uleiurile Ud Darabi, London și apoi parfumurile de la Rogue. Da? Deci, vorba aceea celebră, țineți aproape. Bun. Revenim la Hair Pistachio. Hair Pistachio, V-am mai spus eu, de fapt, într-un videoclip foarte, foarte vechi de al meu, că parfumul preferat al fiului meu, atunci când îl port eu, este Nebras Gold de la Latafa. Da? La momentul acela, când purtam Nebras Gold de la Latafa, fiul meu tot timpul mă, mă strângea în brațe și îmi spunea, Mami miroși delicios. Ei bine, de când a venit acest hair pistachio? în viața mea, fiul meu, care este cel mai important bărbat din viața mea, este de-a dreptul, pur și simplu, merge la dulapul meu de parfumuri și scoate acest parfum și spune, mami, dă cu el azi, da? Fiul meu îl adoră. În afara faptului că fiul meu îl adoră, acest hair pistacio nu are acea deschidere verde săpunoasă. Uh, și ca să fiu mai precisă, acum, la o lună de zile de când l am și s-a macerat, maturat, oxidat și tot ce mai vreți voi, nu resimt deloc niciun iz verde sau săpunos în el. Deci pentru nasul meu nu există absolut nimic verde, absolut nimic săpunos și nu mă credeți pe cuvânt și comandați sticla full size, luați mostre, cum vă spun de fiecare dată luați mostre și vedeți ce chimie are acest parfum cu voi. Da? Nu are acel iz verde săpunos, resimt acea înghețată de fistic, mai precis, fix cum am pus la SOTD, la parfumul zilei. L-am purtat săptămâna trecută și v-am pus această poză pe Instagram. Și tot așa vorbeam cu o doamnă din grupul meu, din, comun din comunitatea mea Frag Family, că ce frumos arată farfuriuța, da? Farfuria alăturată parfumului. Ei bine, în acea farfurie, pe acea farfurie, am căutat, am încercat să redau pur și simplu tot ce simt eu cel mai proeminent din acest parfum. Și acum că filmez și vă pot spune povestea acestei poze. Nu am avut cum, nu am avut de unde să pun și niște vată de zahăr lângă. Pentru că, pentru mine, Hair Pistachio de la Paris Corner este o înghețată de vanilie mai degrabă, da? cu foarte mult fistic crud, da? în starea lui naturală, pisat pe deasupra. Da? Dar foarte, foarte mult fistic. Foarte mult. Resimt fisticul foarte, foarte bine, dar din nou vă spun, este un iz ce nu mă duce cu gândul la înghețata de fistic, ci mă duce cu gândul pur și simplu la acel fistic care atunci l-ai decojit, atunci l-ai pisat. Da? Dacă aveți fistic în casă, decojiți și pisați da? și inspirați acea aromă. Pur și simplu, Aroma aceea, da, o regăsesc eu un hair pistachio, deci este acea înghețată de vanilie cu mult, mult, mult fistic presărat, pisat și presărat pe deasupra cu foarte mult locum, da, deci nota, nota de rahat turcesc, o resimt foarte, foarte pronunțată. Acum, la o lună de zile după ce l am și s-a așezat, da? Este genul acela de locum. Pur și simplu mă văd în Istanbul, mă văd acolo în bazar și mă văd în acele magazine în care se vinde strict locum, da? La raionul acela unde ai toate felurile și toate soiurile de locum. raha turcesc pur și simplu acolo mă duce. Este fix izul din acel magazin. Uh, nu știu dacă, că știu că multă lume a spus, a, păi pentru mine rahatul nu are miros, rahatul turcesc. Locum, hai, vorbim locum, da? Spunem locum ca să nu ajungem la alte interpretări. Pentru mine locumul nu are miros. Ei bine, eu resimt un miros, da? mai ales când este combinat cum este de obicei uh, la turci, um, locum de căpșuni, locum de lămâie, locum de portocale, este o combinație foarte, foarte atent lucrată. Foarte mult mă fascinează această notă de locum în acest parfum, pentru că exact cum vă spuneam, este mirosul acela de dulce foarte bogat, nu știu cum să spun. Dar când spun dulce foarte, foarte bogat, nu tindeți către zona, zona aceea de parfumuri dulci, foarte, foarte lipicioase, cum se spune. Nu. Are și izul acela de locum, însă, exact cum v-am spus, vanilia din el eu o resimt mai degrabă ca o înghețată de vanilie. Are ceva răcoritor în el, da? Este foarte, foarte bine echilibrat. Este o chestie în el, o lucrătură, cum spun eu, în sensul că nu înclină nici în partea dulce lipicioasă, dar nici în partea aerată, cum sunt celelalte două. Da? Deci, Hair Pistacio de la Paris Corner mi se pare mult mai bine echilibrat și mult mai bine lucrat decât acestea două. Kayali, originalul și Affection Love de la Latafa. Din nou, ca performanțe, ca performanțe, acest Hair Pistachio este din nou pe mine, da, pe mine. Chimia care o face cu mine este cu mult, mult peste cele două, Kayali și Latafa Affection Love. Îmi cer scuze o secundă. De la un timp nu știu ce am, exact cum vorbeam și cu Alexandra, una din moderatoarele de pe grupul Freak Family. Apropo, Alexandra are și ea acest canal de YouTube și este la început pe YouTube, dar foarte bolnavă și ea cu parfumurile. da Deci are virusul acesta cu și despre parfumuri de, de, de foarte mult timp. Și. Dacă doriți să o susține și pe ea cu o abonare, bineînțeles total gratuită, va rămâne profund recunoscătoare. Și exact cum vorbeam și cu, și cu, Alexandra, nu știu, noi două avem, avem nevoie de stocuri, da? stocuri foarte mari din acest parfum. Și ea are caialii, i-am pistacio gelato și tot vorbeam cu ea, zic băi nene, uită te și tu, zic ce ce chestie, uită te și tu ce treabă, zic cel de la Paris Corner are, stă pe mine undeva la 6-7 ore, pe când originalul de la caialii 4, hai să zic așa, da? de dragul vostru 5 ore, dar nu duce în 5 ore și zic, uite-te și tu la diferență de preț. Da, din nou, poate sună reclamă, poate sună, ia uite și pasta a venit să ne instige, să ne spună nouă că Paris Corner e mai bun decât Cayali. Da, pentru mine și pentru gusturile mele și pentru așteptările mele de la un parfum, da, Hair Pistachio de la Paris Corner este categoric câștigătorul acestui battle cu I-am pistacio gelato, originalul și um, la tafa Affection Love. Am și izul acela de marshmallow. <coughs> Am și izul acela de frișcă. Am și cea mai mare uh, vată de zahăr posibilă. Am un foarte foarte iz. Un foarte foarte iz. Un foarte foarte fin iz floral. Însă din nou, în comparație cu originalul, îl am aici, da, cu Kayali, izul floral din Hair Pistachio este fără treaba aceea cu mușcată. Și acum am lăsat ochii în jos ca să mă uit la note. Observ că ei listează în mijloc nota de mușcată, însă nu o resimt. Izul foarte, foarte fin floral din acest hair pistacio, Este mult mai ok lucrat față de izul floral din originalul de la Caiali. Da, mult mai ok și, din nou, originalul de la Caiali se stinge foarte, foarte rapid pe mine. Deci, foarte rapid. Și credeți-mă că nu sunt genul să am pielea deshidratată vorba aceea de băut apă, beau apă la greu, deci nu există chestii de genul. Nu. Um, nu pot spune că am pielea uscată sau că organismul meu nu este suficient de hidratat ca să poată menține un parfum, da? și să îi sporească performanțele. Nu. Hair Pistachio pentru mine categoric este 10 din 10. Și este alesul. Acum îmi dau seama, deci v-am spus Affection Love de la Latafa este 4 din 10. Ian Pistachio Gelato de la Kaiali este un 6 din 10. iar Hair Pistachio de la Paris Corner categoric 10 din 10 și categoric va mai veni o sticluță în viața mea. Pentru că în afară de aroma sa superbă pentru mine și pentru gusturile mele, ca parfum de sine stătător, am descoperit atât de multe combinații și atât de multe variante de layering. Apropo, dacă doriți, și videoclip în care să vin către voi cu variantele de layering, ce le-am descoperit pentru acest minunat lăsați mă în secțiunea comentarii și promit că voi face. Oricum, știu, am restanță. Mi-a mai lăsat cineva comentariu, îmi cer scuze, însă nu rețin numele în momentul de față și decât să greșesc. Mai bine inserez comentariu undeva pe aici. Pentru uh, variante de layering, pentru Kissmet Forum de la Maison Alhambra, mai am de făcut videoclipul cu parfumuri pudrate acela cred că va fi de fapt următorul și mai am, știu, mi-ați cerut multe, multe videoclipuri, promit că mă montez, mă mobilizez și le voi face pe toate. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Din nou, dacă iubiți la Tafa Affection Love, dacă poate este chiar parfumul dumneavoastră semnătură, nu dați cu pietre în mine, da? nu omorâți mesagerul. La fel cum și pentru caialii am pistacio gelato. Dacă îl iubiți, dacă îl adorați, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, nu dădeați, da, între ghilimele, cu hate. Eu prefer această variantă. Categoric, categoric prefer această variantă. Dacă aveți și voi vreunul din aceste parfumuri, Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Vă voi lăsa link în bara de descrieri pentru fiecare dintre cele trei parfumuri, pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și grupul meu de Facebook Flag Family și nu în ultimul rând link către contul de YouTube al Alexandrei. Vă mulțumesc din suflet pentru întreaga susținere, vă mulțumesc din suflet pentru că suntem aici și suntem într-o continuă creștere și să las parfumul jos din mână și haideți în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc din suflet, până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu și de parfum. V-am pupat!